Dragii mei, vă invit acum cu mult respect să deschideți cuvântul lui Dumnezeu la Apocalipsa, capitolul 3. De unde voi citi un singur verset în această seară, un cuvânt al lui Dumnezeu atât de cunoscut, dar din care ne dorim din toată inima ca Domnul să ne învețe și de această dată, pentru că noi suntem aceia care spunem că și cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător și ne dorim ca și în această seară să se vadă acest lucru. Apocalipsa, capitolul 3, începând cu versetul 20, sau singurul verset 20, îl vom citi în această seară, care spune așa. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Amin. Vă invit cu mult respect să ocupați locurile. Dragii mei, mi-a pus Dumnezeu acest cuvânt pe inimă în această seară, din care dorim să extragem câteva învățături față de care vrem să fim foarte sinceri și totodată să vedem ce trebuie pus în aplicare în viața noastră, în trăirea noastră, în ceea ce suntem noi. Pentru că suntem oameni care mergem spre cer și, de fapt, ăsta e scopul nostru măreț, să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Că dacă cineva și-a pus încrederea în Dumnezeu doar pentru lucrurile de aici, Biblia spune că este cel mai nenorocit om. Acum, gândiți-vă dumneavoastră la un om nenorocit, așa, în sensul cuvântului pe care noi îl cunoaștem astăzi. Dar cu credința în inimă că suntem aici oameni care dorim să ajungem în cerul lui Dumnezeu. Că noi nu trăim viața și am venit la credință, că ne-am obișnuit, că ne-am împrietenit cu X și cu Y în tinerețe și ne-au adus aici la pocăiți, că ne-am născut în familie de credincioși și acum ducem și noi tradiția mai departe, că dacă cumva cineva trăiește oarecum pocăința doar pentru faptul că s-a născut în familie de pocăiți și trebuie să ducă tradiția mai departe, e destul de slab. Să rămân la un cuvânt totuși elegant. Dar cred din toată inima că suntem oameni în această seară aici care vrem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Care vrem să ajungem în cer, simplu, cât se poate de simplu, clar și direct. Vrem să ajungem în raiul lui Dumnezeu. Credem în rai, credem în cer, credem în răscumpărare, credem în viața dincolo de moarte, credem că în momentul în care omul pleacă din lumea asta prin moarte, spre exemplu, va ajunge să... într-un loc unde i s-a pregătit prin viața și prin faptele lui, sau unde și l-a pregătit, poate mai concret și mai direct spus așa. Dar noi credem că pentru aleșii săi Dumnezeu are un cer binecuvântat. Eu mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu, spunea Domnul Iisus, să fiți și voi. Să fim împreună, cu alte cuvinte spunea Domnul, pentru totdeauna. Știți, când eram copil, încercam să înțeleg cuvântul veșnicie. Am făcut nenumărate exerciții mentale să încerc să pot să am acea mulțumire interioară că am înțeles ce înseamnă veșnicie. Mă chinui și în zi de astăzi și încă nu-mi iasă pe deplin să realizez că veșnicia e pentru totdeauna. Aia nu se gata niciodată, nu se termină niciodată. Încercați dumneavoastră, așa plecând de aici acasă, să vă gândiți la veșnicie, să te gândești că vei fi într-un loc, din locul ăla nu o să mai pleci, nu o să mai poți să pleci, dintr-un loc nu o să mai vrei să pleci și din altul, pentru cei care ajung acolo, nu o să mai poată să plece și dacă vor. Și tot aspectul ăsta e pentru totdeauna, pentru o veșnicie. Acum, nu știu cât e de corect în limba română o veșnicie întreagă, că veșnicia e veșnicie, nu-i pe jumătate. Dar noi folosim cuvântul ăsta și expresia asta, o veșnicie întreagă. Adică ceva care și vrem noi să punem cât mai multă greutate. Veșnicia e veșnicie. Eu până acum n-am putut, așa într-un mod pe deplin, 100%, să înțeleg așa, veșnicia e veșnicie. Știu că acolo în raiul lui Dumnezeu, în cerul lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, vom fi pentru totdeauna. Acolo nu va mai fi plânset, nu va mai fi bocet, nu va mai fi durere, vom fi pentru totdeauna alături de Domnul. Dar, dragii mei, pentru ca omul să ajungă acolo, ceea ce vă spun dumneavoastră știți,
Ceea ce eu vreau să vă spun în această seară, va trebui să ne facem o analiză. Dar o iau așa puțin mai din spate. Dumneavoastră știți că pentru a ajunge acolo e nevoie de un răscumpărător, e nevoie de Iisus Hristos care să răscumpere viețile oamenilor și e nevoie de Cel care să creadă, așa cum se spunea și azi dimineață aici. Dar, dragii mei, Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul nostru, a oamenilor, a plătit prețul de răscumpărare pentru om, s-a așezat pe cruce de bunăvoie, așa cum cântăm noi deseori, cuiele nu te-au putut ține pe cruce, nu romanii te-au ținut pe cruce, nu marii preoți te-au ținut pe cruce și dragostea ta pentru omenire te-a ținut pe cruce. Iar din acel moment, Domnul Iisus Hristos a început să bată la ușa inimii oamenilor. Și suntem aici oameni pentru că Domnul a bătut la ușa inimii noastre. De-aia suntem aici. Suntem aici oameni pentru că Iisus Hristos a bătut la ușa inimii noastre. Și v-am citit în această seară acest verset cunoscut. Iată, eu stau la ușă și bat. Și de 2000 de ani, cel puțin, da, să luăm așa de 2000 de ani, dragostea lui Dumnezeu bate la ușa inimii omului. Mi-a plăcut mult întrebarea pusă de fratele păstor, cum îți manifesti bucuria? Și permiteți-mi să reiau întrebarea dumnealui și să vă întreb, cum poate să dovedească un om că Iisus Hristos a bătut la ușa inimii lui, asta știm, că Biblia spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca oricine, bătaia lui Iisus Hristos e la orice inimă, dar cum poate să dovedească un om că a ajuns în punctul în care să-i deschidă ușa la Iisus Hristos? Pentru că dacă am pune o întrebare fără să intrăm puțin în profunzimea subiectului, toată lumea dintre cei care suntem aici, cred că cu siguranță ar spune, și eu i-am deschis inima lui Iisus Hristos, și eu i-am deschis ușa lui Iisus Hristos. Dar să știți că ușa deschisă către Iisus Hristos în urma bătăii Domnului la ușa noastră are câteva dovezi și astea trebuie să se vadă în viața omului. Pentru că dacă nu e dovadă, e poveste. Dacă nu e dovadă, e bazm. Dacă nu e dovadă, e iluzie. Pentru că sunt atât de mulți oameni care vin cu anumite povești închipuitoare și așa mai departe. Și dacă nu ai dovadă, e foarte probabil unii nici să nu te creadă și alții să-și dea seama că îi ce spui tu e pe lângă. Mi-aduc aminte într-o biserică, eu am spus despre un tânăr care s-a lovit cu capul de o traversă de cale ferată, cred că am zis și aici, i-au zburat bucăți din creier afară în momentul în care s-a lovit cu schiurile, o bucată de traversă de cale ferată băgată în pământ pe post de stâlp, băiatul ăsta a alunecat, s-a lovit, a dat cu capul de acea bucată de fier, i-au zburat afară bucăți din creier. Eu aveam pe telefon într-o perioadă, aveam poza cu el. Poza când era acolo jos, plin de sânge, se vedea în poză mânușile și mâinile medicului de pe ambulanță, el căzut acolo. Știam povestea acestui tânăr, că e din zona în care eu am crescut și atunci toate bisericile s-au mobilizat. Dar la un moment dat, când eu am terminat predica, cineva afară o avea o a doua predică. Nu cred, bă, nimic ce-o zis Nemes. Nu, bă, vezi, bă, voi credeți, mă. Bă, din păcate, eu și om în comitet. M-am tot mirat cum l-au ales frații la cine credința avea. Dar zic, bă, nu cred nimic, o zis el, păscări, super, așa, nu cred nimic. Bă, era mai înflăcărat ca mine la predică, în timp ce el le spunea la ăia că el nu crede predica. Nu cred de ceea ce eu am zis. Bă, eram tânăr, 20 ceva de ani, atât de frământat. M-am dus acasă atât de prăbușit. Bă, aud a doua zi, frate, Alin, dar ce ai zis la biserică? Cu ce vâlvă s-au făcut frații, nu cred. Bă, eram așa de dărâmat în interiorul meu, atât de prăbușit. Bă, sunt pe tata. Zic, ascultă-mă, du-te, te rog frumos, până la familia Paraschiv. Te rog eu frumos. Du-te până la ei acasă și roagă-i frumos să-ți mai dea încă o dată pozele alea. Eu pierdusem poza, că mi-am tot schimbat telefon. Și filmează-i dumneata, le-am zis eu la tata, pe taică-s-o, pe copil, filmează-i, să-și pun un pic povestea. Și tata se duce la ea acasă, îi filmează, îmi trimite din nou acea poză. Și acest frate ne și trimite pozele cu toată evoluția acestui băiat și așa mai departe. Le primesc pe telefon, mă duc la păstorul bisericii respective și spun, frate, știi că am fost, am predicat, uite așa, mă, uite, s-o crea vâl, văd, necredincioși, pe aici, uite, ai, uite aici dovada.
Fratele ăsta, cu mult entuziasm, s-a dus în comitet. Și-a zis, e, tu ăsta, că mi-a povestit după aia, tu ăsta care mi-ai făcut a doua predică pe scări, vino aici. Acum crezi? Ăsta e numărul de telefon, ăsta e tata băiatului, astea-s pozele. Nu, sună. Crezi? Pentru că, dragii mei, e adevărat, fără dovadă, mai ales anumite lucruri grele, se prea poate să fie greu de crezut. Ei, în generația asta noastră, oamenii care spun la mod declarativ că au deschis ușa lui Iisus Hristos, trebuie să și facă dovada ușii deschise către Iisus Hristos. Și versetul pe care l-am citit spunea, iată eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa. Știți ce se întâmplă dacă aude cineva glasul lui Dumnezeu și deschide ușa? Ascultați prima dovadă, voi intra la el. No, sună simplu, dar intrăm un pic și săpăm mai adânc. Uitați-vă în Scriptură ce s-a întâmplat în toate locurile unde Iisus Hristos a intrat. S-a întâmplat în vreun loc în care Iisus Hristos să intre, să-și propună, să se ducă și să nu se întâmple nimic? Pentru că sunt oameni care spun, am deschis ușa la Iisus Hristos. A intrat în viața mea, dar nu se vede. Nu se vede, pentru că unde Iisus Hristos intră? Primul lucru pe care Domnul îl face, să rămân în contextul versetului pe care l-am citit, la ceea ce Domnul a spus bisericii din Laodicea, primul lucru pe care Domnul îl face în viața unui om când intră, îi arată starea omului pe care omul o are. Eu mă întâlnesc cu oameni care vin și spun, i-am deschis ușa lui Iisus Hristos, noi vedem că e plin de păcate, dar el nu se vede. Se vede de la kilometri distanță că viața lui, a ei, e trăită departe de fața lui Dumnezeu, e trăită în păcat, e trăită împotriva Bibliei. Dar omul nu se vede, dar el spune, am deschis ușa lui Iisus Hristos. Fals, n-ai deschis nimic. Pentru că în momentul în care deschizi ușa și Iisus Hristos intră, primul lucru pe care îl face, îți arată starea ta păcătoasă pe care tu o ai. Vis-a-vis de biserica din Laodicea, auziți ce zice Biblia, Apocalipsa 3:15. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot, o, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicer, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Pentru că în momentul în care Iisus Hristos intră în viața unui om, și aici permiteți-mi să rămân în contextul acestui verset, să nu-l scot din context, Domnul se referea la acestei biserici din Apocalipsa, dacă ăștia ar fi deschis ușa, Domnul le-ar fi arătat starea lor în mod direct. Asta face Hristos când intră în viața unui om. Eu mă mir de oameni care trăiesc în minciună, care trăiesc în imoralitate, care trăiesc împotriva Bibliei, care fac lucruri pe care Hristos le urăște. Și ei vin și spun, da frate Alin, de eu-s bine, eu-s cu Dumnezeu, numai tu nu-ți dai seama. Băi, ciudat, stai și te uiți la unii, nu-ți vine să crezi. Păi mă, omule, eu nu știu ce simți tu, eu nu știu ce crezi tu, dar vizibil ești împotriva Bibliei. Dacă lași pe Iisus Hristos să intre în viața ta, Iisus Hristos îți arată starea pe care tu ai. Îți arată ceea ce trebuie să schimbi. Când intră Iisus Hristos în viața unui om, începe să regleze lucruri, începe să schimbe valori. Am văzut oameni care au spus, i-am deschis ușa lui Iisus Hristos. Și Iisus Hristos a intrat în viața mea, zicea el, dar asta nu se vedea, pentru că Iisus schimbă valorile. El a început să pună valoare pe aceleași lucruri păcătoase și vechi din lume, el tot pe alea le considera valoare. Ce s-a întâmplat când a intrat Iisus Hristos în templu? Pentru că zice, voi intra la el. Când a intrat Iisus Hristos în templu, le-a arătat acelor oameni cum trebuie să arate de fapt templu. Putea Domnul să zică, bă, cât sunt pe aici, n-am crezut că sunt așa mulți, mă, nu, lasă-i în pace. Lasă că li se gata banii și nu mai fac business. Și atunci o să-i dăm din nou conotația templului, o să o aducem din nou. Nu, Domnul când a intrat acolo, nu a stat așa cu mâinile, bă, vreți cumva să vă mai puși pocăiți? Ar fi bine. Nu, întotdeauna când Domnul intră, poate pentru început răscoală, poate pentru început un pic te întorce pe dos, poate pentru început îți arată starea ta și spune, prietene, ai o problemă, rezolvă-ți-o. Pentru că, dragii mei, ne lăudăm și spunem, Iisus Hristos a intrat în viața mea. Și sunt prea puțini oameni, uitați, dacă vreți facem un test. Dacă am anunțat în seara asta la Efrata toată săptămâna de mărturisire,
Știți câți ar fi? Și mi-ar mai rămâne degete. Că omul zice, bă, n-am ce să zic. Că nu văd starea. Când nu-și vede omul starea, zice că n-are ce să zice. N-am ce să zic, zice. Păi ce-am făcut așa de grav? Nu-i chiar așa de grav? Pentru că sunt oameni care atunci când nu-și văd starea, fură și zic, a, nu cred că vede nimeni. Sunt oameni care își văd starea și când își văd starea, o simplă minciună, li se pare ceva, Doamne, trebuie să mă duc, Doamne, dar cum am putut să scot aia pe gură? Doamne, că își vede starea. Vă aduceți aminte de vameș și de fariseu în templu? Unul își vedea starea și unul nu își vedea starea. Unul zicea, Doamne, ce bine că nu-s ca ăștia. Eu-s mai aparte, Doamne, mă vezi? Și tu mă știi, îți din totdeauna tău. Ălalalt, vameșul ăla se bătea cu pumnul în piept, zice Biblia, și nici nu avea curajul să ridice privirea de jos. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Dar ăsta la care nu-și vedea starea, merea bine, relaxat înainte, ba mai mult de atât încă se și autoconsola, așa, se auto-ntărea. Ce bine că nu-s ca ăștia, dragii mei. Vă puteți face în seara asta un test dacă Iisus Hristos a intrat în inima dumneavoastră. Prin faptul, dacă ceva mai vine la nivelul minții și a inimii, să vă mai arate starea pe care o avem. Să ne mai arate Domnul, știi? Aici ai de reglat, pentru că trăim într-o lume în care indiscutabil se întâmplă deseori să nu fim așa cum trebuie. În momentul în care există o permanență, știți ce zice Biblia? Prin înnoirea minții în fiecare zi. În momentul în care omul își prin înnoirea minții în fiecare zi și își vede omul starea. Când omul își vede starea, poate să corecteze. Dacă nu își vede starea, nu poate să corecteze nimic. E atât de important în viață, dragii mei frați și surori, să-i deschidem ușa la Iisus Hristos, să ne mai arate Domnul starea lăuntrică. Să ne mai arate Domnul cum stăm cu iubirea, să ne mai arate Domnul cum stăm cu, nu știu, cu iertarea, să ne mai arate Domnul cum stăm cu dragostea frățească, să ne mai arate Domnul cum stăm cu milostenia, să ne mai arate Domnul cum stăm cu sfințenia, să-ți arate Hristos la ce nivel ești, pe unde te afli. Știu, uneori parcă ești ca și la medic, bă, mă mai doare ceva pe aici, dar mai bine nu mă duc să-mi zică ce am. O duc eu așa pe picioarele mele, cu sănătatea poate mai mere cu mai mere, dar cu sufletul nu. Cu sufletul va fi o zi în care se va da o sentință pentru totdeauna și irevocabilă. Vă imaginați ce mare har ne-a făcut Dumnezeu în seara asta, că ne-a mai dat viață și să ne mai spună încă o dată, oameni buni, oameni buni, v-am mai adus aici, în casa lui Dumnezeu, să vă mai vorbesc că împărăția lui Dumnezeu nu-i orice, cum se spunea mai devreme. Că întotdeauna când vrei să ajungi în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să-i deschizi ușa la Iisus Hristos și El să vină să regleze tot ceea ce trebuie reglat. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat când a intrat Domnul în casa lui Zacheu. A început Zacheu să rezolve lucruri. Situații nerezolvate de ani și zeci de ani de zile, e pentru că Iisus Hristos încă bate la ușă. De-aia, că dacă intră El și îți arată starea de dragul mântuirii, faci orice. Când înțelegi cât de scumpă e mântuirea, când înțelegi că și cu cerul nu-i de joacă, când înțelegi că cu Iisus Hristos nu-i poveste, că nu-i așa opțional dacă vrei sau dacă nu vrei, că și cu cerul, cu raiul, cu iadul nu-i de joacă. Întotdeauna când Iisus Hristos intră, arată omului starea și, dragii mei, faceți-vă și haideți să ne facem o analiză în seara asta. Ne mai arată Domnul starea? Mai vine ceva la nivelul minții și a inimii să ne mai conștientizeze, mă, pe acolo drumul nu-i tumna bun? Sau merg oamenii din inerție ani de zile, ani de zile, știți? Hai să fac aici o paranteză, spre exemplu, în familiile noastre. Știți ce se întâmplă când în familiile noastre vine Domnul la nivelul minții și a inimii și ne arată Hristos starea? Știți ce se întâmplă? Începe soțul să-și îndrepte comportamentul. Începe soția să spună, bă, nu a fost chiar bine, uite, ok, nu a fost chiar bine. Dar stăm de multe ori la consiliere cu familie. Eu mă întâlnesc cu oameni și în umbletele mele lungi, mai frate, Alina, avem o familie, stai de vorbă. Și ascult și spun, cum e? Care începeți? Păi să înceapă el. Păi nu sunt frate. Nu, să înceapă ea, că eu n-am nimic de zis. Păi nici eu n-am nimic de zis. La ei taifunul în casă, de ei n-au nimic de zis. Pentru faptul că nu-și văd starea.
Bă, n-are niciunul curaj să zică, bă, eu-s problemă, stai un pic să zic, știi ce? Eu când vin acasă, uneori vin nervos și de la nervii mei o ia totul razna. O, e drept, după aia și ea aruncă vorbi și eu înapoi, dar totul pleacă de la aia. Bă, știi ce? Telefonul meu nu-i tocmai curat. Și l-au găsit acum 3 zile și de la aia a început aia. Nu știu, bă, n-are nimeni curaj să-și vadă starea. Pentru că Iisus Hristos încă bate la ușă și omul, el încă se simte mulțumit. Bă, dacă încă bate Domnul la ușă, înseamnă că totuși e bine. Pot totuși într-o zi să-i deschid ușa. Dragii mei, nu vă jucați. Rugați-L pe Dumnezeu în seara asta să ne arate adevărata stare, ca să putem corecta. Că dacă nu-ți arată Dumnezeu starea, nu poți să corectezi. Biblia ne arată și spune, în anul morții împăratului Iozia, spunea Isaia, l-am văzut pe Domnul în templu. Era prorocul lui Dumnezeu. Era glasul lui Dumnezeu. Nu era oricine. Oameni buni, dragii mei frați și surori, vă imaginați aspectul ăsta? Isaia era glasul lui Dumnezeu. Și vine Isaia și spune, în anul morții împăratul Iozia l-am văzut pe Domnul în templu. Și știți ce spune, ce constată la un moment dat Isaia mai jos? Zice Isaia, o, nenorocitul de mine cu buze necurate. Trăiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Dar Isaia, dar de ce nu ți-ai dat seama mai devreme? Pentru că Dumnezeu poate era undeva departe, doar se conecta așa cu Isaia să mai spune ceva Isaia, dar când a coborât prezența lui Dumnezeu în templu, a intrat Domnul și Isaia în prezența lui Dumnezeu, a început Isaia să-și vadă starea. Știți care e una din problemele grave a generației noastre? Oamenii nu-și mai văd starea. Nu mai văd. Tot zică-s bine. Frate, dar eu-s bine. Rămân șocat când văd copii care fug de acasă și vin și îmi spun, frate, alind, eu nu fac nimic greșit. Oameni care divorțează și ei zic că eu nu fac nimic, că ești bine. Oameni care au aventuri și se întorc mai apoi înapoi ca și cum nu a fost nimic și dar nu-i frate, dar nicio problemă. Oameni care mai au încă vici ascunse și dacă îl descoperi, începe să le justifice ieftin și mult sarcastic râzând, frate, dar nu-i chiar așa de grav, numai pe mine m-ai prins. Oameni, nu mai continui, dar e foarte grav. Când oamenii nu-și mai văd starea, dragii mei frați și surori, e un tărâm atât de periculos pentru că nici măcar nu știi și nu vezi ce trebuie să schimbi, ce trebuie să rezolvi. Dar în momentul în care Iisus Hristos intră în viața unui om, omul își vede starea, trece Domnul la următorul pas și auziți ce zice Biblia. Iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Primul pas, intră Hristos la tine și când intră Hristos la tine, îți arată adevărata stare. Doi, voi cina cu El. Știți ce se întâmplă și permiteți-mi să dau eu paralela și să parafrazez ce înseamnă să cineze Iisus Hristos cu tine? Întotdeauna când te pui la masă cu cineva să cinezi și mai ales la evrei, cina era cel mai important moment al zilei. Ei se puneau acolo la masă și începeau să discute. Întotdeauna în familii de evrei, când se adunau toți la masă, băieții de sus, vorbiți un pic mai tare ca mine. În momentul în care se puneau acolo la masă, tata venea și le dădea sfaturi. Tata venea și vorbea cu ei, cina tata cu ei. Când tata cina cu ei, le spunea, era mare har să ai un tată în casă care să fie în fiecare seară la cină, să cineze tata cu tine, pentru că la cină tata dădea cele mai prețioase sfaturi. Vine Domnul și spune, dacă cineva deschide ușa, voi intra la el, îi voi arăta starea și apoi voi cina cu el, îi voi da sfaturile de care are nevoie. Să rămân tot în contextul ăsta al acestui despre biserica din Laodicea. Știți ce zice Biblia? Te sfătuiesc să cumperi de la mine, spunea Domnul, doftorie pentru ochi. Să vezi bine, să iei haine albe, să te îmbraci cu ele, aur curățit prin foc să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doftorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Pentru că, dragii mei, dacă nu-ți vezi starea, nu te poate sfătui Domnul. Cu ce să te sfătuiască? Ați văzut, de exemplu, aveam la școală un coleg care niciodată nu învăța nimic. Și vinea o profesoară de chimie care întotdeauna îi plăcea așa să-l hâție pe colegul meu. Îl punea în prima bancă
Și ăsta, ce, doamna, dar pe mine în prima bancă, că el era cu fițuicele pe sub. Și la un moment dat mi-aduc aminte când i-a dat o teză, l-a pus la catedră. O zis, Morușan, tu stai la catedră. Și ăsta nervos, supărat, plec de la oră, bă, stai acolo. Am pentru tine o surpriză, stai și fii liniștit. Să pune la catedră. Și o să ascultați, doamna profesoară. O zis, singurul care va avea parte de o surpriză e colegul vostru. Și ia cartea de chimie și o pune pe catedră. Tu ai voie să o deschizi unde vrei tu. Trei în teză, cu cartea pe masă. Bă, praf! Păi cum să te sfătuiască Dumnezeu dacă nu știi, tu nici nu știi unde să deschizi cartea? Ce să facă Dumnezeu? Doamne, vină și vorbește-ne, dar noi oamenii nu-și văd starea. Ce să-ți spun, nu se obosește, dacă îmi permiteți Dumnezeu. Dacă tu nu faci efortul măcar să-ți vezi starea. Pentru că, dragii mei, e o problemă a vremurilor noastre. Când omul nu-și vede starea, vrem sfaturi de la Dumnezeu, vrem glas de Dumnezeu. Acuzăm predicatorii când nu auzim, când nu ne impactează, când nu-i har, când nu se simte că vibrează ceva în biserică, dar versetul rămâne în picioare că Domnul satură după dorință. Când omul își vede starea, coboară Dumnezeu să-i vorbească potrivit cu nevoile lui. Vine Biblia și noi spunem să ne vorbească Domnul potrivit cu nevoile noastre, dar mulți nici măcar nu-și văd nevoile. Singura nevoie, Doamne, dăm, Doamne, făm, Doamne, adăm, Doamne, nu-mi lua. Astea nu sunt cele mai primordiale nevoi. Sunt multe, multe alte nevoi pe care Dumnezeu are pretenția ca noi să le vedem și să le constatăm ca să vină Domnul să ne vorbească potrivit cu nevoile noastre. Mulți sunt ca și colegul meu. Cu cartea pe masă, poți să o răsfoiască că se uita ca mâța în calendar, cum zicem noi români, o răsfoit-o toată ora. Mi-aduc aminte, doamna profesoară numai stătea și râdea către el și ăsta tot plin de emoție, dar super bucuros că are el cartea, singurul. Și noi la un moment dat îi spuneam, bă, zine, dar nu știu unde să mă uit, făcea. Bă, dar vezi, dar nu știu unde să mă uit. El era paralel, total, cu tot ce se întâmpla acolo. Pentru că, dragii mei, în viață când nu-ți vezi starea, când nu știi să-ți deschizi cartea vieții, permiteți-mi parafrazarea, și paralela, că nu știi să-ți deschizi cartea vieții, să te uiți, să vezi ce trebuie schimbat, Dumnezeu nu te poate sfătui. Dar în momentul în care omul își vede starea, intră Hristos și cinează cu omul. Începe Domnul să te sfătuiască. Oh, cât de mare nevoie în generația asta e de sfatul divin al lui Dumnezeu. Scoboare Dumnezeu din cer să spună, auzi, problema asta rezolvă. Care, uite asta, ai constatat-o, du-te și rezolvă. Să vină Domnul să-ți dea sfaturi cum să mai rezolvi câte o situație din viața ta, cum să mai faci să fie bine. Vedeți dumneavoastră, prin pilda celor 10 fecioare, că toți s-au predicat aici în urmă cu ceva timp, nu de mult, Domnul dădea un sfat extraordinar. Nu fiți ca cele 5 neînțelepte. Îmi permiteți o parafrazare. Imaginați-vă că toate cele 10 fecioare au plecat în aceeași direcție, direcție bună. 2. Toate și-au luat candele. 3. Toate au ajuns la destinația bună. Toate au ațipit. Nu a fost niciun păcat că au ațipit. Nu ăsta a fost păcatul. Păcatul lor a fost că 5 au mers cu mâna în buzunar. 5 și-au luat și un de lemn și dacă vă veți uita în Matei, spune la plural, în vase, în mai multe vase. N-o cară vase după tine toată ziua prin oraș. Să car, pă, e mai ușor să mergi cu mâna în buzunar în viață. Dar e mai greu să mai car vase după tine. Pentru că știți care e unul din vasele sau vasele care ar trebui să le avem? Să ai vasul iubirii. Pentru că dacă n-ai vasul iubirii și mergi cu mâna în buzunar, mai scoți sticluța mică cu iubire numai pentru cine vrei. Dacă n-ai vasul iubirii, iubești pe toată lumea. Știți ce a zis David? Paharul meu este plin de dă peste el. În vasul meu există iubire pentru toți oamenii. Și pot să iubesc pe toți oamenii. Când vasul meu, eu car tot timpul vasul iubirii după mine. Să ai vasul legăturii frățești, nu știu, vasul milosteniei. Nu faci milostenie numai la cine ți se pare ție că cândva vei putea să obții și tu ceva, că bă, poate că se întoarce roata și mai știi niște proverbe românești, că fie roata cât de pătrată, d-o să mai întoarce odată și poate, poate ăla într-o zi, bă, hai să-mi fac și o milă de el. Nu, să ai milă de oricine. Vine Domnul, tu ai vasul milei cu tine tot timpul. Ei, sunt foarte mulți care nu iau sfatul ăsta lui Dumnezeu, că nu-și văd starea, nu văd nevoia de a purta vase cu ei. Dar, dragii mei, în seara asta ne putem uita cu multă, multă atenție și sinceritate în viața noastră.
Că vine Domnul și zice, vreau să intru la voi, să vă arăt starea, fiecărui om în parte, începând cu mine, finalizând cu ultimul, și vreau mai apoi, potrivit cu starea, să vă sfătuiesc, ca să puteți să schimbați lucrurile care trebuie schimbate. Să te sfătuiesc să cumperi doftorie pentru ochi, că nu prea vezi bine. Să te sfătuiesc să mai umpli vasul ăla cu iubire, să mai umpli vasul ăla cu dragoste frățească, să mai umpli vasul ăla cu dragoste pentru Iisus Hristos, pentru biserică, să mai umpli vasul ăla cu dragoste pentru părtășie cu frații. Dragii mei, frați și surori, eu cred într-un Dumnezeu care vorbește potrivit cu nevoile noastre. Cred asta din toată inima. Dar cred ca Domnul să poată să vorbească potrivit cu nevoile noastre, are nevoie de oameni care să-și vadă mai întâi nevoile. Să spună, Doamne, vreau să vorbești la problema mea. Spune-mi ce să fac. În al treilea rând, zice Biblia, voi intra la El, voi cina cu El și ascultați ce zice Biblia. Și El cu mine. Da. Vremurile noastre au întors toată povestea. Știți ce înseamnă să cinezi tu cu Iisus Hristos? Adică vine momentul, după ce El te sfătuiește, să-i spui și tu ce te doare. Nu? Așa ar fi logic. Eu voi cina cu El și El va cina cu mine. Eu îl sfătuiesc și El îmi spune tot ce îl doare. Numai că problema cea mai mare e că mulți întorc ordinea și nu se potrivește. Doamne, eu vreau să spun ce mă doare și de cumva Tu mă auzi și îmi rezolvi problema, te las ca să intri. În schimb, nu e asta ordinea. Ordinea alta. Lasă-mă să intru, să-ți spun ce trebuie să rezolvi și să rezolvi și apoi am să te ascult și eu pe tine. Întotdeauna când omul înțelege ordinea lui Dumnezeu, e mult mai binecuvântat. Pentru că vin oamenii și spun, Doamne, dacă Tu... Eu nu spun că Dumnezeu nu face excepții, face Dumnezeu excepții, e suveran, face tot ce vrea El, dar după modelul acestui verset, asta e ordinea. Vin oamenii și spun, Doamne, dacă Tu îmi rezolvi problema, eu în momentul ăla o să învăț starea, o să te las să intri ca să mă ajut să-mi rezolv problemele. Nu! Domnul zice, lasă-mă să intru, să-ți arăt starea, să te sfătuiesc, să pui în practică și apoi vine vremea ca și eu să te ascult pe tine. Aduceți-vă aminte, Domnul a intrat în casa lui Lazar, al lui Maria și lui Marta. Cine a stat prima dată să asculte? Cine a deschis primii ușa? Maria cu Marta și cu Lazar. Ori deschis ușa și au stat să asculte, sorbeau cuvintele lui Iisus Hristos. Or sta la cină cu Iisus Hristos, o cinat Iisus Hristos cu ei, le-a spus, i-a învățat, trebuie să fiți așa, trebuie să faceți așa, să fiți atenți la cutare, să nu uitați, să mergeți înainte. Ei, s-a întâmplat că viața a adus un blocaj, Lazar pleacă din lumea asta, îl înmormântează și vine la un moment dat surorile lui Lazar, se întâlnesc cu învățătorul și acum urma să le să spună și ele durerea lor. O, zice, chiar dacă era un strigă de disperare, dacă ai fi fost aici... Bă, nu contează că strigătul era de disperare. Știți ce a fost important? Că a putut să se adreseze lui Iisus Hristos în mod direct. Asta a fost important. Dacă ai fi fost aici și Domnul a zis, fii liniștită, voi m-ați ascultat pe mine, ce vreți? Să învieze fratele vostru? Doarme, o să învieze, că și eu vă ascult pe voi. Dragii mei, nu uitați, versetul acesta, iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva, voi intra la el. Lăsați-l pe Iisus Hristos să intre în inimile noastre. Lăsați-L pe Domnul să ne arate starea în fiecare zi, să ne sfătuiască, voi cina cu El. După ce ți arată starea, să-ți dea Domnul toate sfaturile, pune-le în aplicare. Ia aminte la ce Duhul Sfânt îți pune în minte și în inimă. Nu le trece la pierderi, nu le pune la naftalină sfaturile lui Dumnezeu. Că va veni vremea când o să-ți pară rău. Ține cont, Biblia, asta rămâne în picioare. Nu contează cine e în problemă. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Și atât de tare mi-a plăcut azi dimineață. Sfințenia-i podoaba casei tale. Sfințenia rămâne în picioare. Principiile nu se schimbă. Dumnezeu rămâne același. Sfaturile lui Dumnezeu de pocăință și de sfințenie rămân aceleași, nu se schimbă niciodată. Și pentru asta zic din toată inima, lăudat să fie Domnul. Și după ce omul pune în aplicare, după ce lasă pe Iisus Hristos să intre și apoi omul pune în aplicare toate sfaturile, ascultându-L pe Iisus Hristos, după ce cinează Iisus Hristos cu el, vine vremea când tu poți să-i spui la Iisus problema ta. Vei putea să stai Tată și Dumnezeu din cer zice, iată-mă. Aș vrea în această seară, dragii mei, acum la final să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Să-i spunem Domnului, Doamne, știu că Tu bați la ușa inimii mele, te las să intri, îmi fac partea și meditez, mă gândesc, le analizez toate. Vreau ca să mă faci pe deplin conștient de starea mea. Știu, e o rugăciune îndrăzneață. Aveți curaj să vă rugați în seara asta, Doamne, nu-mi da pace până nu văd starea mea. Ați văzut, apropo, era o filmare pe Facebook, ăștia care stați tătuzau pe Facebook.
La un moment dat, printr-o pădure, era un urs. Și s-a dus ursul și s-a văzut într-o oglindă. Ați văzut-o? Ați văzut, da? Bă, când s-a văzut ursul în pădure, a sărit 2 metri în spate, în oglindă. S-a dus înapoi, a văzut oglinda, s-a văzut iar, a sărit înapoi. O tras de oglindă, a pus-o jos și o ținea așa cu labele, cu oglinda în jos. Cam așa fac unii. Urșii generației 2022. Să văd în oglindă, trag oglinda jos, pum, mâinile pe oglindă, nu ne mai uităm în ea. Dar e periculos. Uneori aia suntem noi. Să ai puterea să spui, ăsta sunt? Trebuie să rezolv cu tare. Doamne, intră în inima mea, rezolvă-mi problema, sfătuiește-mă, arată-mi starea mea. Nu mă lăsa să mă duc spre iad gândind că eu mă duc spre rai. Arată-mi starea mea, sfătuiește-mă tot ce trebuie rezolvat și cum trebuie corectat în viața mea. Lasă Biblia să-mi vorbească, lasă cuvântul tău să-mi dea sfaturi, lasă-l Duhul Sfânt să mă cerceteze. Doamne, nu mă lăsa așa într-un abis și într-un mers al nebuniei mele ca om și vino tu să-mi arăți starea și să mă cercetezi, să mă sfătuiești. Un om cu starea rezolvată, cu viața rezolvată, cu sfaturile lui Dumnezeu puse în acțiune, va putea să îi se adreseze lui Iisus Hristos. Doamne, am și eu nevoie de Tine. Va putea să vadă mâna cea bună și puternică a lui Iisus Hristos. Și zic din toată inima, să o vedem toți. Vă invit cu respect să vă ridicați în picioare. Vrem să venim înaintea Domnului la finalul acestei slujbe și să îi spunem din toată inima, Doamne, ajută-ne, Te rugăm frumos, să ne vedem starea. Intră în inima noastră, ajută-ne să ne vedem tot ceea ce trebuie corectat, să ne punem în lumina Bibliei, dragii mei. Biblia e ca și oglinda aia din pădure. Să ne punem în lumina Bibliei, Biblia rămâne în picioare. Te uiți în Biblie și te uiți și vezi ce scrie acolo. Dacă în Biblie scrie, nu mai căutați alte justificări, e zero. E zero, e degeaba. Dacă în Biblie scrie, e zero. Dacă cineva vrea să găsească alte justificări. Să luăm ceea ce scrie în Biblie, cuvântul viu și lucrător al lui Dumnezeu. Să-i spunem Domnului rugăciunea aceasta, Doamne, ne dorim din toată inima ca Tu mai apoi să ne sfătuiești, să ne spui ce și cum trebuie corectat. Iar mai apoi vrem să ne ascult și nouă glasul, să se mai vadă că noi suntem fiii celui preanalt. S-a putut vedea în Betania că familia lui Lazar avea un Dumnezeu puternic? S-a putut cunoaște? Era ceva palpabil sau era doar o poveste? Puteau să vină oamenii acasă să-l verifice pe Lazar? Puteau. Pentru că, dragii mei, orice lucrare a lui Dumnezeu trebuie să aibă dovadă. Noi care suntem lucrarea mâinii lui Dumnezeu, dacă suntem pe ale sale brațe, trebuie să fim o dovadă vie. Și mă rog din toată inima Dumnezeu să ne ajute pe toți. Intrăm în această rugăciune comună, iar la final vă mulțumim Domnului pentru tot harul cu care ne-am conjurat și în această seară. Amin.